Benderg n-a venit ca seara să răcească morții Carolina la petrecere, că el e... Mă fi și sătăzește dimineața să vină în coa. Unde e? Nu i-a sunat ceasă. Da, frate, puneți-vă la cuțiu în familie. Mă târziat. Nu trebuie să faci niciun efort. Fac eu totul. Benderg, profesionistul mele. Nici n-am observat că el n-ai fost aici. Oh. Dar tu care ești, ai logat că nu vii la after party... Nu vii la after party, că... Nu vii la after party, că eu mâine am emisiune și sunt profi. Vreau să ajung primul. Da, ce drag ai făcut? Unde ai fost? Am luat o pastilă. Nu, am luat o pastilă de... Azi noapte am avut o stare de tensiune și de emoție. Nu știu să-ți explic până la capăt de ce. M-am făcut stresat, că nu s-a stresat nimeni. Eu aș de mâncare, da. De nu s-a stresat nimeni de faptul că nu am fost aici? N-ai avut nici măcar o secundă în care să-ți stresam de sufletul? Mă, ce-o fi, băiatul? Bă, te-am murit. Bă, nu aș fi o problemă dacă mori. Problema cu cine te locuiesc. Aici e... Vezi? Pentru oamenii aia, da. Pentru care oameni? Pentru concurenți? Da. Și da, este foarte important pentru concurenți. Deci ar fi importantă finala și pentru noi. Aș fi cu cap atât de bine dacă aș putea să-mi asimilez câteva din aceste lucruri. M-am scris stresat. Da, sunt stresat. Pentru ce? De ce? Am emoții. De ce? Bă, eu nu mai am consumat pe toate. Bine, nici n-aș fi... Pentru că e un moment foarte important pentru oamenii ăștia, mă. În primul rând. Joacă și carierele aici pe o scenă. Ați nebunit? Nu, bune acum.